Bună seara tuturor! Bine ai revenit, Lavinia! Bună seara! După o săptămână de așteptare, ne revedem, ne bucurăm tare mult să fim din nou împreună cu dumneavoastră, cu toți care ne urmăriți. Vă mulțumim că ne întâlnim împreună în fiecare miercuri la aceste dialoguri care sunt foarte folositoare și pentru noi, nu numai pentru dumneavoastră, să știți. Eu cel puțin am învățat de la Lavinia multe lucruri, foarte multe lucruri. Și înainte de a pentru că vorbim în această seară despre o temă importantă și căutată, despre frică, despre cum o putem depăși, despre cum ne influențează viața, înainte de a începe, înainte de a da cuvântul Laviniei, reiau această idee și rugăminte de a da like, de a da share, astfel încât aceste webinarii să ajungă la cât mai multe persoane, să fie de ajutor cât mai multor oameni și, de asemenea, să știți că înregistrările rămân pe paginile Trinitas TV și România pentru Viață și le puteți urmări în secția video. Lavinia, ca de obicei, am să te las pe tine să spui câteva idei și vin și eu. Așteptăm comentariile și întrebările dumneavoastră. Eu stau cu ochii pe comentarii astfel încât se pot adresa Laviniei întrebările pe care le aveți, pe care de altfel le puteți trimite și în mesaje private pe pagina România pentru Viață. Alexandra, am ales să vorbesc despre frică în seara asta și amândouă am fost de acord pentru că e foarte legată de tema de data trecută. Tema care a fost data trecută, despre schimbare am vorbit noi, da? Și cum schimbarea în viața noastră, noi ne opunem acestei schimbări, noi suntem primii care ne opunem, deși cam știm unde am vrea să ajungem, cam știm cum am vrea să fie viața noastră. Și o să abordez frica din punctul ăsta, din unghiurile pe care le-am întâlnit în sesiunile mele de coaching, da? Nu fac o psihologie a fricii, nu mă duc în date generale, în definiții, chiar nu mă interesează. Ce mă interesează este să ajut oamenii să conștientizeze dacă identifică frici, cum le lucrează, dacă pot intra într-un proces cu cineva bine, dacă nu, cum pot ei înșiși să acționeze asupra propriilor frici. Ok? De ce să ne atacăm noi pe noi în fricile noastre? Pentru că fricile astea devin cei mai mari blocanți ai vieții noastre și niște agenți de blocare. Noi, în ideea noastră, în coaching, noi ce căutăm? Noi căutăm să ducem omul într-o zonă a vieții lui, cum vrea el să fie de fapt, cum vrea el să trăiască. Își face o proiecție, da? Eu vreau ca viața mea să fie așa, mai relaxată, mai liniștită, să scap de niște stresuri, să scap de niște griji. Fii atent, poate să pornească o sesiune de la aceste cuvinte simple. Vreau să am un job mai liniștit, vreau să nu mai simt stres și agitație la job, vreau să am o casă un pic mai mare. Asta este o proiecție spre care, în mod normal, tu vrei să ajungi. De aici, pașii ar trebui să fie foarte simpli. Hai să vedem cum facem să ajungi acolo. Aici intervin blocajele, dintre care multe sunt frici. Okay? Ce am observat eu? Fricile astea, care sunt niște emoții, de fapt, și niște emoții puternice, impactează viața noastră și sunt și negative, că frica n-a fost niciodată o emoție care să se bucure cineva cu are. În marea lor majoritate, într-adevăr, sunt niște frici vechi, care vin de undeva din perioada în care noi ne-am format sau într-o experiență anterioară din viața noastră, dar care nu au legătură cu momentul prezent. Da? Poți să trăiești, cum vine chestia asta, că este o frică pe care, de exemplu, noi am învățat-o undeva în perioada noastră de formare? Păi, de exemplu, dacă în copilăria noastră ni s-a repetat sau s-a repetat în anturajul nostru în mod des, mi-e frică de sărăcie, mi-e frică de ziua de mâine, aoleu, ce o să facem? Fii atentă cum sună asta, aoleu, ce o să facem dacă, aoleu, dacă, știi? Și ce o să facem dacă nu ne ajung banii? Cum, unde să plecăm? Păi dacă ni se întâmplă ceva, cum să plecăm noi, știi? Cum erau înainte programele astea ale părinților noștri de ultra grijă, ultra speriați, ultra... Mi-aduc aminte de programele astea, aoleu, pe vremea copilăriei mele 50 de kilometri era o distanță. Dacă plecai din orășelul meu către orașul de Baștină de 50 de kilometri, era o aventură deja, aoleu, și dacă pierdem rata, și dacă facem, știi? Dacă ai trăit și lucrurile astea s-au imprimat în tine,
Astea sunt suficiente pentru că ele au produs o emoție pe care mintea ta a înregistrat-o, da? Tu crești, dar emoția rămâne acolo și aș face de lucru. Mintea ta nu stă de fiecare dată să aleagă ca bobul de neghină. Da, ăsta e bob bun, ăsta e bob rău. Ți le servește de avalma. Și când ți le servește? Păi exact când tu te pui în postura de a avea o aventură, da? Aventura de a-mi schimba jobul, aventura de a-mi schimba casa, adică de a face altceva decât faci în mod constant în fiecare zi din viața ta. Și atunci iese la lumină emoția asta. Aoleu, și dacă pățești ceva? Cum să schimb jobul? Păi și dacă nu o să fie bine? Și dacă nu o să te înțelegi cu oamenii? Și pot să apară tot felul de constructe din astea care n-au nimic de a face, adică argumentații care să reactiveze și să întrețină fricile astea vechi. Asta este cu frica remanentă. Este o frică învățată undeva în copilărie, care n-are nimic de a face cu momentul actual în care tu te afli. Prin urmare, când vrei să faci o schimbare, dacă vine un argument din ăsta, o emoție a fricii, stai și află de unde ești, ce-i cu tine. Hai să vedem ce-mi provoacă asta. Da? În clipa în care o conștientizezi, știi cu ce te lupți. O să vorbesc și despre asta. Cum faci cu frica odată ce ai văzut că o ai, o simți că o ai. Mai este un tip de frică despre care pot să vorbesc, care vine în urma unei experiențe trăite. Da? Sunt experiențe mai traumatizante, cum am zis de fiecare, sunt lucruri care sunt în controlul nostru, sunt lucruri care nu sunt în controlul nostru. Pot să fii expus, de exemplu, la o experiență care să-ți dea o emoție de panică, de frică, o emoție puternică și pe care, de asemenea, mintea ta să o recreeze ori de câte ori există pericolul ăsta iminent ca ceva să se întâmple. Eu am avut frica de zbor, de exemplu, am avut frica de cutremur și știu de unde mi s-a tras. Din copilărie, când am fost martora cutremurului din 77, tot ce s-a creat atunci, toată zarva, toată panica, m-au făcut să rămân cu frica asta. Ei, astea sunt frici de care scapi foarte ușor. Chiar le poți trata, știi? Le poți trata prin exerciții de voință, prin expunere. De exemplu, dacă ai frica de zbor, vei scăpa de ea zburând și nu mai zburând, nu imaginându-ți cum o să zbori, ci efectiv punându-te în locul ăla, lucrând cu tine, dezvoltându-ți viața, dezvoltând, nu știu, deschizându-te către experiențe care să-ți pună curajul în să-l scoată în evidență, scapi și de fricile astea, știi? Pot fi tot felul de frici, oamenii au frici de păianjă, de șarpe, dar nu au văzut șarpe în viața lor, dar aoleu, mi-e frică de șarpe, știi? Sunt tot felul de frici care n-au legătură neapărat cu realitatea și cu pot fi și din asta, transmise din copilărie, din povești, din filme, din momente, sau lipit undeva ca niște etichete pe mintea noastră sau în urma unor experiențe, așa cum am spus, și asta poți să scapi de ele, luptându-te un pic cu ele, știi? Fricile astea însă care s-au făcut în urma felului în care atmosfera din viața noastră, din copilăria noastră, din perioada noastră formativă, astea au fost ca o supă. Ne-am făcut full immersion în asta, știi? Sunt ca bucățelele alea din supă, am stat în ele și pentru că am stat în ele ne-au impactat mult mai adânc, adică ne-au format niște sisteme de gândire ale fricii. De astea nu scapi așa expunându-te la curaj. Efectiv trebuie să le ataci în sursa lor. Odată ce devii conștient de ele, pentru că ăsta e primul pas, să conștientizezi că nu ești unde ai vrea să fii, că nu trăiești viața pe care ai vrea să o trăiești, ok? Și să vedem ce îmi blochează pasul meu de a ajunge acolo. Păi dacă este o frică, ai primul succes în lupta cu frica. Faptul că ai conștientizat, că ai pus mâna pe ea, bă, mi-e frică de asta, ok? E foarte important să știi totuși unde vrei să ajungi în viața ta, adică proiecția spre care te îndrepți. Pentru că sunt foarte mulți pe care dacă îi întrebi, ok, cum ai vrea să fie viața ta? Nu ești mulțumit de ce se întâmplă acum, dar cum ai vrea să fie? Hai să rămâi surprins, Alexandra. Sunt foarte mulți oameni care spun, nu știu. Ok? Cum ai vrea să fie? Nu știu cum ai vrea să fie. Și atunci aici trebuie un proces de claritate, de clarificare în care omul să obțină mai multă claritate. Și atunci trebuie să-l bagi în explicitare,
să înțeleagă cum sunt nevoile, cum funcționează omul, cum funcționează mintea, care sunt palierele astea ale personalității, să înțeleagă ce impact are mediul în viața lui, unde trebuie să facă schimbări, unde vrea să facă schimbări în mediu, în abilități, în comportamente, să ajungem să ne apropiem de cine sunt eu, să definească identitatea. Astea sunt procese clarificatoare, nu e greu de făcut. Poți să treci cu un om printr-un proces din ăsta clarificator ca să înceapă să vadă clar, băi, de fapt, eu nu sunt fericit în casa în care trăiesc, eu nu sunt fericit cu oamenii cu care, de care sunt înconjurat în momentul ăsta, știi, astea sunt niște propoziții clare. Asta vreau să schimb, ok? Și ne întoarcem la frică. După ce ai identificat frica și ai devenit conștient de ea, devii conștient că este o emoție, ea este produsă de un gând, de un argument mental. Da? Frica este o emoție, asta vine în urma unui fel al nostru de a construi. Noi o construim, emoția asta vine în urma unui argument mental. Și atunci identificăm fraza aia pe care noi ne-o spunem. Care este ea de fapt acolo? Cum sună? Cum sună? Pentru că dacă noi auzim cum sună ea de fapt, pe aia trebuie să o contrazicem. Dacă spui, de exemplu, mi-e frică că dacă rămân fără bani, pe aia încep să o ataci cu argumente logice. Când în ultima perioadă a vieții tale ai rămas fără bani, fără niciun fel de ajutor? Cum a fost atunci? Cum te-ai descurcat atunci? Înțelegi cum funcționează, Alexandra? Cum ai făcut în momentul ăla când ți-a fost cel mai greu? A, păi stai să vezi. Și oamenii se luminează, pentru că oamenii au avut soluții. Simpla lor prezență, da? Simpla noastră prezență în timpul actual este o dovadă vie că noi ne-am depășit în mod creativ niște probleme ale vieții noastre. Ok? Și atunci începem să atacăm frica cu argumente logice în rădăcina ei, în sursa ei, în gândul care poate să fie un gând reiterant, care se tot rostogolește în capul nostru și care o provoacă, care o întreține. Ok? Când vreodată ai fost într-o situație atât de disperată și nimeni nu ți-a ajutat, nimeni nu te-a ajutat, n-a ieșit nicio soluție, când? Cum a fost? Cum ai reușit? Dacă totuși ai trecut printr-o situație disperată, da? A, păi n-am reușit. Păi cum n-ai reușit? Ești aici cu mine și stăm de vorbă. Hai să vedem cum totuși ai ieșit din situația aceea, știi? Și fricile încep să se, cum să spun, atât de ușor se dizolvă, nu-ți poți închipui. Doar simplu fapt că ajungi în sursa lor și le, cum să spun, le scoți din rădăcină de acolo. Le contrazici în gândul care le generează. Frica este o emoție generată de un gând pe care odată ce l-ai identificat, poți să te îndrepți cu toată logica ta și cu toată experiența ta împotriva lui. Și după aia să acționezi, să-ți trasezi niște linii simple de acțiune. Ok, vreau să câștig mai mulți bani, hai să-mi upgradez CV-ul, hai să văd unde mă duc, hai să văd cu cine stau de vorbă, sunt 4-5 oameni cu care trebuie să stau de vorbă, adică sunt niște pași simpli când vrei să faci o schimbare și pe măsură ce acționezi, frica dispare. La un moment dat ea rămâne extrem de în urmă pentru că în continuare este doar o emoție. Ea nu este neapărat o realitate. Cum sună până acum? Sună practic din punctul meu de vedere și cam așa gândesc și eu lucrurile. De câte ori am ocazia să stau de vorbă cu o femeie în criză de sarcină, cu o persoană care se teme să facă schimbări sau are tot felul de gânduri, exact asta încerc și eu să fac, să-i aduc pe oameni în concret. Hai să vedem, ai mai fost în situația asta, cum ai ieșit din ea? Adică exact pe modelul de care spuneai tu și sunt situații de criză, mai ales emoțională, și preponderent în femeile, se duc mult pe partea asta de gânduri. Și de gânduri. Și e de foarte ajutor să te întorci în concret. Da. Într-adevăr, în concret, în cazul femeilor cu criză de sarcină, într-adevăr, este o frică rostogolită de generații. Sunt și presiunile externe în criză, e teribil de greu, dar și după criză sau și în situații mai puțin critice, apar temeri, apar și blocaje. Și uite, am început să citesc
cartea lui Gabor Mate, când corpul spune nu. Dacă îți vorbim și despre boli, până la urmă, este un mix, că și emoțiile acestea preponderent sunt negative și multe blocaje vin din frică. Da. Frica ce să zică celălalt, frica de a spune nu, frica de a ieși din situații care nu-ți fac bine. Frici de toate fricile. Da, cartea asta lui Gabor Mate ar trebui citită, se găsește încă în librării, probabil că va fi și reeditată. Toate lucrurile astea pe care noi refuzăm, ni le refuzăm noi nouă, la un moment dat se vor întoarce împotriva noastră, ca un, vor avea efect de bumerang. Asta este sursa bolilor, sursa bolilor mentale, pentru că asta e problema acum. Se vorbește din ce în ce mai mult despre bolile mentale, adică faptul că îmbătrânim și că am scăpat de cancere, să zicem, și o groază de altă nenorociri e una, dar sunt foarte mulți care îmbătrânesc cu probleme mentale serioase. Demența se instalează după 60 de ani, Alzheimer-ul, adică sunt căminele pline de oameni care suferă de bolile astea. Noi am mai spus și foarte mult vorbește despre Alzheimer și Mate în cartea lui. Și toate au la bază nu numai procesul ăsta de alimentație și alimentația, stresul, felul în care de-a lungul vieții n-ai știut să gestionezi emoții și n-ai știut să scapi de stres. N-ai acționat în așa fel în viața ta, încât viața ta să intre pe un făgaș al normalității, al relaxării, al bunăstării, al luminii, să nu fii stresat, să nu fii încordat, să nu fii tot timpul cu probleme, să nu fii tot timpul acționând, făcând schimbări, renunțând la lucruri, știi? Făcând tot felul de procese de genul ăsta care să-ți poată îmbunătăți viața în așa fel încât să ai o viață lungă și frumoasă pe termen lung, știi? Nu doar să trăiești, să trăiești frumos. Asta e ideea. Ok. O frică nu te lasă să trăiești frumos, asta e clar. Deci îți blochează acțiunile, îți blochează viața, îți blochează proiecția asta luminoasă, cum ai vrea tu să trăiești. Măcar cu atâta dacă rămâne oamenii cu care vorbim, știi? Să înceapă să se gândească, măi, dacă mi-e greu, cum aș vrea să fie de fapt? Dacă ca prin minune viața mea s-ar schimba, cum aș vrea să fie viața mea, de fapt? Ia să văd, știu să construiesc măcar un pic, nu să ni se întâmple. Dacă ar fi să o fac eu să se întâmple, ce mi-ar plăcea să fie acolo? Cum ar fi? Cum ar arăta? Ce fel de oameni ar fi în viața mea? Cu ce m-aș ocupa? La ce ar trebui să renunț pentru asta? Adică sunt întrebări pe care ți le pot spune și care pot ajuta. Da. Ok. Mai este o frică, Alexandra, cu care eu mă întâlnesc și care n-a fost neapărat moștenită, n-a fost sau poate că a fost moștenită, dar în mod evident a devenit un construct mental, adică o chestie care n-are legătură cu realitatea, a devenit o argumentație atât de puternică și atât de elaborată, că devine, cum să spun, ca un obiect în sine, dacă îl întreb pe clientul meu, ok, și frica asta, dacă ar avea o formă, ar evita mai formă. Apare acolo ori un animal, ori... Pentru că vreau să-mi dau seama, când pun întrebarea asta, cât de mare este preocuparea asta în mintea lui, cât de mult a construit la frica asta, câtă energie a pus în ea, cât s-a luptat cu ea să o perfecționeze, înțelegi? Câte argumente a adus în favoarea ei. Ok? Frica asta sună, de exemplu, nu pot să fac lucrul ăsta. Știu că trebuie să-l fac, dar nu pot, pentru că mi-e frică de lume. Ce o să zică lumea? Și mi-aduc aminte că de curând am trecut printr-un proces de ăsta și am pus întrebarea, care lume? Cum îi cheamă pe lumea asta? Hai să vedem. Cine sunt? Cum? Știi? Și asta e primul șoc, pentru că un construct din ăsta n-are, de fapt, legătură cu nicio lume. Păi cum îi cheamă? Hai să vedem. Cine sunt? Vecina, vecinul, mătușa, unchiul, varul, vărișorul, vara, vărul. Despre ce oameni din viața ta și-au terminat toate problemele vieților și au ca obiectiv principal și ca preocupare principală să se intereseze de tine și de ce faci tu?
Nu? Cam așa sună. Când spui mi-e frică sau mi-e rușine de lume, mintea ta, constructul tău, presupune că oamenii ăia și-au rezolvat toate problemele vieții și stau și se ocupă de tine, ceea ce nu e adevărat. Fiecare om are ca preocupare unică pe fața Pământului propria lui viață. Este evident, oricât am vrea noi să spunem că nu suntem prioritari pe listele noastre, că nu suntem primii pe care noi, pe noi ne ducem în viața asta pe cele două picioare. Da? Suntem prima persoană de care ne ocupăm de când ne trezim și până ne culcăm. După aceea sunt ceilalți. Da? Ok. Nu putem presupune că altcineva are control asupra vieții noastre, știi? Și când iei cu subiect și predicat, demontezi construcția aceea din mintea omului. Păi, de fapt, nu e nimeni. Deci nu e o mătușă, nu e o vecină, nu e mama, nu. Nu, că ei au problemele lor. Da, exact. Oamenii ăștia au problemele lor. Mi-amintesc că eram în Hamburg. Nu e o chestie numai pur românească. Am întâlnit-o și eu aici. Dar nu e numai la noi. Astea sunt... Problemele astea ale psihicului uman n-au granițe, n-au bariere, nu țin de naționalitate, nu țin de eternul uman. Eram în colegă cu o tipă din Catalunia, mi-aduc aminte, și era foarte închisă în ea, într-adevăr, și acolo la masa de prânz, în cursurile astea ale noastre de coaching, ea s-a așezat în fața mea, ea vorbea o engleză mai așa, mai cu accent catalunez. Cert este că am reușit să înțeleg clar de la ea că nu-i plac oamenii, nu-i place interacțiunea umană, ea venise pentru dezvoltarea ei personală și nu-i place faptul că oamenii o judecă. Era convinsă, deci fii atentă care era constructul ei mental. Și atunci am întrebat-o, în timp ce am spunea chestia asta, eu am vizualizat-o cum ea traversează o stradă, e pe trecerea de pietoni, așa am văzut-o eu. Și oamenii care vin pe trecerea de pieton din sens invers, se uită la ea și o judecă. Am zis, păi, asta trebuie să fie în capul ei. Că toți oamenii cu care ea vine într-un fel sau altul în contact, oamenii ăștia o judecă într-un fel sau altul. Și am spus, ok, cum este să te gândești că fiecare om cu care te întâlnești are propria lui viață, propriile lui probleme, propriile lui griji, da, propriile lui stresuri. Și că ei nici măcar nu au timp să se gândească la ce trăiești tu, pentru că sunt mult prea absorbiți de ceea ce trăiesc ei, știi? A fost o chestie atât de simplă și de banală, știi, așa când o spui pare banală. Dar pentru fata aia a fost un wow moment, că la final când ne-am dat feedback, se făcea un feedback interesant, așa eram în două cercuri concentrice și ne roteam în sens invers, așa încât ajungeam unul în fața celuilalt și unul primea feedback, unul dădea feedback. Când am ajuns în fața ei și ea a trebuit să-mi dea feedback, a izbucnit în plâns și mi-a spus că după ce m-ai făcut să vizualizez chestia asta simplă, că oamenii nu stau să mă judece pe mine, că ei au viețile lor și pur și simplu simt că mi s-a schimbat viața. Chestia asta mie mi-a schimbat viața, știi? Să conștientizez, a avut o secundă de conștientizare și a scăpat de o mare frică, știi? Frica asta de a fi judecat. Frica de a fi judecat. Nu fac nimic mai bine decât să mă judece alții, știi? Dar cel mai mare perdant în ecuația asta ești tu, nu? Suntem noi înșine. Dacă noi nu acționăm conform planurilor noastre, obiectivelor noastre, lucrurilor pe care ni le dorim, de frica de a fi judecați, ce ar zice ceilalți, ceea ce este un simplu construct, noi suntem cei mai mari perdanți. Ok? Vreau să te întreb, cum faci cu frica asta în mediul profesional? Sunt oameni care cel mai des își pun problema aceasta, ce o să zică ceilalți, în mediul profesional, unde, într-adevăr, ceilalți se uită la ce faci. Există o anumită competiție, o anumită concurență, situații în care colegii se bufesc unii pe alții. Ce le poți spune oamenilor într-un astfel de context? Eu îl întâlnesc și sunt oameni care sunt foarte, foarte prinși în teama asta. Nu fac ceva, nu zic ceva, ce o să zic alții. Da. Sunt multe căi. În coaching, în stilul ăsta de coaching, dezvoltarea asta personală, îl faci pe om conștient în urma unui proces mental de abilitățile lui, de punctele lui forte. Ok?
analizezi emoția aia și o dizolvi. Emoția asta e o chestie care nu există. Asta e fantastic. Odată ce intri în ea și omul ajunge și efectiv parcă pune mâna pe ea, ca o bureană pe care o scoți de acolo, din stratul cu flori. Decizi că n-are ce căuta acolo, o găsești, o identifici, vorbești despre ea și se dizolvă. Îți dai seama că ea nu există. Pornește acțiuni concrete. Pentru că dacă ai un wow moment din ăsta, dacă ai un moment de conștientizare, treci și la acțiune. Și acțiunile cele mai mici pe care le poți face sunt acolo unde pe tine te doare cel mai tare. De exemplu, am lucrat cu cineva dintr-o companie care avea stresul ăsta de a vorbi în ședințe și regretul ei era că ceea ce avea ea de spus era cu mult mai valoros decât spun cei care aveau curaj să spună, știi? Deci se pierdea pe toate părțile. Ea pierdea, compania pierdea, echipa pierdea, înțelegi? Pentru că era chiar o femeie deșteaptă. Dar crescută pe un program din ăla mental al bunului simț, din ăla old school, stai în banca ta, stai în banca ta, stai în banca, nu vorbi. Și n-ai copii n-au văzut să vorbească. Și dacă ai ținut copilul așa până pe la vreo 14 ani, nu vorbi, vorbesc doar părinții, nu vorbi neîndreptat și nu spune, nu taci din gură. Da? Chestia asta a intrat adânc în om până îl face de chiar nu mai scoate un cuvânt, dar se trezește că nu mai vorbește nici la 40, nici la 45, nici la 50. Pentru că chestia asta i-a programat efectiv viața, nu vorbi neîntrebat, nu spune, taci din gură, nu te trezi vorbind. Înțelegi? Cu asta te lupți. Dar odată decelat, adică odată e ca un hoț, măi, pe care l-ai scos la aer, l-ai scos în față, l-ai prins, știi? Îl capturezi, nu mai, nu, îi iei puterea, pur și simplu, îi iei puterea, pentru că oamenii care au struggle-ul ăsta, care au problema asta, 90% din situații nu-și dau seama de ce l-au, dar tu de-aia ești acolo ca să afli de unde vin, care e sursa. Și cum am zis, îl ataci la sursă, știi? Și a început persoana respectivă să vorbească azi un pic, mâine un pic, da, să preia. Aia să preia programe întregi și dintr-o dată s-a întâmplat. Adică 4 sau 5 sesiuni am lucrat. Nu-ți imagina că durează ani. Nu! Schimbările astea pot fi foarte rapide, știi? E foarte important când te lupți cu frica și să te contaminezi de curaj. Nu degeaba sunt pe fața pământului oameni curajoși, Alexandra. Și oamenii ăștia curajoși au lucrat curajul, că na, nici cu curajul nu te naști așa într-o poziție, gata, eu din clipa asta m-am născut curajos, știi? E o interpretare mentală, e un fel de algoritm mental al curajului, sunt copii care de mititei și-au construit ei un curaj în mințile lor, știi? Dacă citești într-adevăr foarte mult parenting, sunt foarte mulți, eu un psiholog francez pe care l-am citit de curând, care spune, bine, când sunt copii curajoși, sunt și copii care simt că dacă le-ar fi frică, părinților nu le-ar valida frica, nu le-ar da voie să le fie frică. Da, poate fi și chestia asta, copii care își provoacă, eu sunt curajos, eu pot, eu nu știu ce, măi, dar sunt și copii care natural sunt așa, pentru că am crescut pe lângă ei, Alexandre, am văzut copii în copilăria mea, pe lângă care nu era niciun adult, că până la ce au toți adulții erau la serviciu, nu era nimeni în online, care aveau nu curaj, curaj nebun, curaj din ăla nebun. Făceau cele mai drăznite chestii cu zâmbetul pe față, curajul să vorbească cu oameni mari, curajul să aibă proiecte, curajul să spună opinia, deci erau. Pur și simplu este un algoritm mental al curajului, de care te poți contamina trăind pe lângă astfel de oameni care au reușit cumva în mințile lor să construiască o formulă a curajului și trăiesc cu ea, funcționează cu ea. Gândește-te că pe fața pământului sunt exploratori, pe fața pământului sunt oameni care se bagă în cele mai adânci peșteri, care se aruncă din stratosferă, care se duc la polul nord, polul sud, adică poate fi și un curaj extrem, poate fi, dar despre curaj vorbim. Sunt oameni care își explorează curajul ăsta la maxim. Ok, nu o să stăm toți pe lângă explorator, că nici nu sunt atâția. Dar uite, de exemplu, mamele cu mulți copii sunt persoane extrem de curajoase.
Da? Numai că societatea ce face când ai o mamă cu mulți copii? A, te cataloghează la cu totul în altă categorie decât ar trebui să. Nu, mamele cu mulți copii sunt mame și care au copii în școală integrați, au copii care fac chestii, care sunt femei extrem de curajoase. Da, uite, poți să stai de vorbă cu ele, să te imprimi de curajul lor. Sunt persoane care stau și se gândesc de 100 de ori până să facă un copil. Eu lucrez cu persoane de genul ăsta. Înțelegi, Alexandra? Sunt de ani de zile într-un proces să-l fac sau să nu-l fac. E momentul sau nu e momentul? În procesul ăsta de ani, de câteva zile, sunt mame curajoase care au făcut 2-3, că au spus, băi, nu mai am timp, fac acum ca să... Ok? Alea sunt femei curajoase și în societatea nu trebuie să le bage în categoria greșită. Ele sunt femei care pot emana curaj și inspira curaj și pentru alții. Ok. Deci să înțeleg că nu avem întrebări, noi nu avem oameni fricoși. Avem oameni care ne urmăresc și ne bucurăm, le mulțumim, dar așteptăm și întrebări, pentru că e o temă de folos, e o temă importantă, adică nu auzi pe cineva toată ziua vorbind despre cum să-ți depășești fricile. Și asta e o provocare pentru toți oamenii, e o provocare care apare în fiecare zi. Chiar și cei curajoși să știi că au frici, dar se luptă cu ele. Se luptă cu ele, bineînțeles. Chiar și oamenii care au reușit să-și rezolve problemele financiare au frici, au precauții, cel puțin 1000 de precauții. Eu lucrez cu ei, văd și pe ei. Sunt oamenii cu bani mulți, sunt enorm, au precauții enorme în tot ceea ce fac. Au overthinking, se gândesc de 100 de ori, de 100 de ori. Înțelegi? Așa cum spune și Goleman în Focus, lucru pe care l-am observat, pentru că eu provin dintr-o familie cu membrii care nu au făcut facultate. Eu nu am avut părinți cu facultate, bunicii mei nu au avut studii. Eu am trăit printre oameni simpli, dar foarte inteligenți. Inteligenți, integrați, cu joburi, cu servicii, cu ce au avut ei atunci. Și am observat o capacitate a lor de a se acorda la realitate enormă, extraordinară. La Goleman, prima oară în Focus am auzit chestia asta. Inteligența emoțională la oamenii simpli care sunt conectați pe supraviețuire, Alexandra, ei știu să regleze, ei înțeleg ce gândește celălalt, ce simte celălalt, pentru că au fost obligați toată viața să facă față situației, vieții, realității, să rezolve, să înțelegi, n-au primit nimic de-a gata. Asta e rețeta. Oamenilor care n-au primit nimic de-a gata și-au făcut față și-au învățat să se... Da, să-și dezvolte permanent, să-și provoace limita, să vrea mai mult, să facă mai mult. Ok? Sunt oameni care au reușit să stăpânească fricile, să lucreze cu ele, să n-au avut alte tipuri de informații, dar au reușit să-și învingă frica. Ok? De frică, într-adevăr, nu scapă nimeni. Hai să ne gândim. Ce frici am mai întâlnit? Frica că nu o să-mi cresc copiii bine, frica că o să mor prea de tânăr. O să mor prea de tânăr și nu o să fac cât aș putea să fac. Păi iată cum sună fricile din mințile oamenilor. Frica că o să divorțez și că îmi cresc copiii singură. Deci ai dita mai familia, ți-e bine, mersi, dar ai frica asta. Frica că nu sunt un om suficient de serios și că oamenii n-or să mă vadă cât de serios sunt de fapt și mă interpretează greșit, știi? Aceeași chestie, frica de gura lumii, știi? Frica de ce o să zică lumea, da? Frica de boală, sunt oameni care trăiesc cu frica de boală, dacă o să mă îmbolnăvesc, sunt perfect sănătoși, dar proiectează permanent, parcă o caută, știi? Asta e că frica asta devine un construct care e total toxic pentru... Întâi apare în minte și după aia se duce în corp, știi? Și corpul te ascultă, ascultă mintea. Asta spune și Mate. Ce frici am mai auzit? Frica de a avea copii, ok? Dacă nu o să fie sănătos, dacă nu o să fie perfect, dacă nu o să fie... Ok, ne bucurăm de copilul nostru. Nu o să facă toți Harvard, clar, dar ne bucurăm de copilul nostru. Și de ce o să poate el să facă mai bine și noi stăm acolo să-l susținem. Ok. Avem o întrebare.
Cineva spune, mă lupt de 10 ani cu frica de boală din momentul în care mama mea a făcut infarct și m-a speriat foarte tare. Zilnic simt tot felul de dureri, senzații neobișnuite în organism care sunt declanșate de această frică. Da, nu, nu trebuie lăsat așa. Nu trebuie lăsat așa. Deci aici trebuie terapie serioasă și trebuie acțiuni care să vină în ajutorul terapiei. Niciun terapeut nu poate să te ia când creierul tău a produs 10 ani atâta toxicitate. A construit frica asta până a făcut-o în filigram. Adică dacă ar fi să o vedem acum, o chestie filigramnată, fină, ai pus acolo emoție, tensiune, bazată pe un eveniment real. Să stai lângă un părinte care face infarct, nu-i de acolo, adică te poți într-adevăr. Dar, din moment ce trăiești, adică eu aș pune întrebarea așa, fii atent. Să zicem că persoana asta, fii atent, Alexandra, are 50 de ani. Să zicem, nu știu, poate fi tânăr. Sau 45 de ani. Și că așa, cu ajutorul Dumnezeu, trăiește până la 90, că oamenii trăiesc până la 90 astăzi, da? Dacă au un pic de grijă de ei... Câți ani mai are de trăit persoana asta? 45 de ani. Încă o dată viața de până acum. Să trăiești încă o dată viața de până acum, captiv într-un construct, e foarte trist. Asta trebuie să fie motivația pentru care tu să începi să lupți cu frica asta. Da? Te duci la un terapeut. O să vorbești de ea până o să te saturi de subiectul ăsta. Cam asta se întâmplă terapie, până ajungi să vomiți numai când auzi de el. Ok, o să zici, bă, gata, m-am săturat, scap de el. Dar, în timpul ăsta, provoacă-ți curajul. Fă ceva curajos cu viața ta. Ți-e frică de nou, du-te și învață să nu-ți. Fă ceva, creierul tău să înregistreze o sărire de pe șanț. Pentru că frica asta e și un program mental care se construiește acolo. Efectiv, se construiește un șanț al ei, un gând care merge între punctul A și punctul B. Amândouă e vorba despre frică, emoția care s-a întâmplat atunci, evenimentul real. Bum, 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 bum. Și te ține acolo captiv în șanțul ăla. Provoacă-ți evadarea mentală de acolo. Fă ceva. Du-te și fă ceva care, mai ales pe nevoile alea superioare umane, care înseamnă creștere și dezvoltare, fă cursuri de dezvoltare personală, du-te, explorează, vorbește cu oameni, caută oameni ca tine. Cursurile de dezvoltare personală de-asta sunt valoroase, pentru că te afli dintr-o dată în fața 20 de oameni în care nu numai tu ai problema aia, tu ai pe aia, altul are pe alta și nu-ți vine să crezi că stai lângă oameni atât de mișto și fiecare are un construct sau fiecare are altceva, are o altă problemă în viața lui. Provoacă lucrurile în viața ta până reușești să scapi de acolo. Și asta este creștere și dezvoltare și contribuție. Fă ceva, măreț. Du-te și ajută o familie săracă. Deci eu toată viața am vrut să văd cum o familie sărată, mă, vină, mă, săracă, vine cineva și pune o oală de ciorbă cu carne în ea pentru copii. Uite, ia și de la copii să mănânce, știi? Asta mi se pare extraordinar, să ai curaj să faci o chestie din asta și atunci recompensa emoțională care intră în tine poate să producă schimbări enorme. Poate să-ți dea un reason why, o dorință de viață foarte serioasă. Da, mă, merită să trăiesc viața fără frică. Uite și măcar că pot să ajut pe cineva, pot să fac ceva cu una mea. Implică-te într-un program de voluntariat, du-te la, nu știu, du-te în afara țării, e voluntariat peste tot în lume, măcar să vezi cum se trăiește în lume. Alexandra, că te vindești de orice frică. Eu am trimis-o pe Sânziana la 16 ani în Nepal și a început să-mi pună fotografii de acolo. Cum ar da ăștia, mă, ăștia în Nepal, care e capitala, în Kathmandu, le trece și lor, cum ne trece nouă Dâmbovița prin București, le trece și lor un râu așa, prin oraș, înțelegi? Și ei acolo ardeau morții, aveau așa niște chestii de beton și dădeau cu niște chestii, tână, lumea trecea, oamenii se duceau la piață, morții ardeau acolo, 10 metri mai sus făceau copiii baie. Păi, o realitate. Sunt locuri pe fața pământului în care oamenii trăiesc așa, da? Lumea este atât de diversă, adică deschide-te un pic, deschide ochii către lumea ca să vezi cât de irațională e frica asta și cât de tare nu merită să trăiești în ea. State alte realități în care oamenii trăiesc niște povești pe care nici le putem concepe și stau frici și trăiesc foarte bine. Da. Te vindeci. Are sens ce spun?
Da, clar, și trebuie un echilibru. Știi că, pe de parte, și la cealaltă extremă sunt oamenii care nu conștientizează riscurile în anumite situații. Nu amintesc cazul unor tineri, tot așa, au plecat prin lume din convingerea asta foarte fermă că oamenii, de fapt, nu vor să facă rău. Și nu așa. Trebuie să fie un echilibru, să te protejezi. Nu. Trebuie, cum să spun, dacă când spun asta, spun pentru oamenii care chiar au o șotoză de curaj și chiar vor să facă dezvoltare la un anumit nivel, știi? Da. Ok, nu te duci într-o organizație de voluntariat internațională, dar sunt organizații de voluntariat. Uite, poți să vii la fundația ta să lucrezi cu mame. Avem nevoie de voluntari. Da, tu tot timpul spui că avem nevoie de voluntari. Uite, mergeți și faceți voluntariat la centrele Sfânta Împărăteasă Alexandra și Sfânta Împărăteasă Irina, nu? Elena, da. Elena. Și vine și Marșul pentru Viață, Luna pentru Viață. Înțeles, sunt atâtea lucruri pentru care îți provoci limita, da. Îți provoci limita, bineînțeles. Și vorbește sufletului tău despre curaj și despre cât de tare nu merită să treci captiv în frici, care îți limitează viața. Ok? Bine. Mulțumesc tare mult, Lavinia. Nu mai fac o concluzie pentru că am tot vorbit, da. Așa e. A fost o discuție frumoasă și foarte folositoare. Mă bucur tare mult că am vorbit despre asta. Eu o să-mi iau niște notițe după acest webinar. Pentru că, da, e important să ne antrenăm mereu, să depășim tot felul de blocaje și teme pe care le avem și să mergem înainte, că sunt suficient de multe lucruri de construit. Absolut. Atâta bine de făcut. Atâta lucruri de făcut. Atâta bine de făcut pe fața pământului. Mi-aduc aminte, Alexandra, că am lucrat, nu știu, cred că am mai povestit cu o fetiță care avea risc de suicid. Am lucrat la un moment dat într-un sat din Argeș. Eram în industria Horeca invitați așa. Mă rog, o chestie complexă, cu pensiune, restaurante, nu știu ce, și să lucrăm cu toată echipa de acolo. Și una dintre mămici urma să lucrez un one-to-one cu ea și mai adu-o parte și îmi spune, haideți să vă spun despre fetița mea. Și începe să-mi spună despre fetița ei, cum se amenință, că se omoară, că nu știu ce. Un eveniment tragic a văzut moartea tatălui ei și în timp ce eu vorbeam cu ea, intrau mesajele de la fetiță. Mamă, mă omor, mamă, nu știu ce. Și începe femeia să plângă, începe. Eu puteam să spun atunci, bă, nu e treaba mea, pentru că chiar nu era treaba mea. Și am făcut un act de curaj, am spus, vreau să văd și eu pe fetița asta. Zic că acum nu pot, pentru că plecam spre București. Uneori curajul ăsta face diferența. Și am spus, uite, până vin săptămâna viitoare, trebuie doi psihologi să lucreze cu ea, psihologul școlar, și-a dus-o la psihologul școlar și mai caută un psiholog. Copilul ăsta trebuie luat din două părți, adică trebuie să primească cât mai multe mesaje și data viitoare când vin, o văd și eu. Data viitoare s-a întâmplat, o văd pe fetiță, era atât de blocată, că mi-am dat seama că dacă mă duc spre ea, o sperii. Și atunci, când am intrat în curs, am avut geniala idee să-i spun, uite, draga mea, eu n-am cu cine să las copiii. Te rog din suflet cât ești aici, uită-te și la fetițele mele. Alea n-aveau nicio treabă, ele știau pe acolo, erau șefe, erau... Dar i-am dat chestia asta, zic, uită-te și la fetițele mele un pic, știi? Și când am ieșit acolo, mai ieșeam la un sfert de oră, 20 de minute și asta mică o provoca. Uite păpușa, uite căluțul, știa? A băgat-o și a calmat-o, a liniștit-o. Când se apropia momentul să merg să vorbesc cu ea, mă duceam și îi spuneam, îți mulțumesc că te-ai uitat și la fetițele mele, îți mulțumesc, zic, uite, am putut să stau și eu la curs liniștită. Și o luam în brațe și o pupam, draga mea, ce mult m-ai ajutat. Și am florea, și înflorea, și înflorea. Mă înțelegi? 2 ore, 3 ore cât a durat cursul, ea aștepta să vorbească cu mine, de fapt. Eu ieșeam din când în când și îi spuneam, ce bine că ești cu fetițele, ce bine că vă înțelegeți și eu nu știu ce, bravo, și-o luam și-o împrățișeam. Și copilul ăla, când am ieșit la ea să vorbesc cu ea, era altă persoană. Atâta încredere că pătase deja în mine. Și am mers și ne-am plimbat, ne-am așezat pe un leagăn și am vorbit și sufletul ei s-a deschis, știi? Și a început să plângă și mi-a spus prin ce a trecut și cât de tare a suferit. Și am făcut o proiecție și am spus, uite, noi vorbim despre moarte, dar dacă tu crezi că faci ce o ameninți tu pe mămica ta așa, tu ți imaginezi că te duci așa într-un loc frumos și stai cu tăticul tău și te dai cu el pe bancă,
cum stăm noi acum, te dai în leagă, în zic, uite, lucrurile astea n-ai de unde să le știi. Hai să construim o proiecție frumoasă pentru cum ai vrea să fie viața ta. Început, îmi doresc să fiu educatoare, să fiu era la pedagogic, să fiu educatoare, să fac cursuri de engleză cu copiii, să nu știu ce, să știi? Și am construit o poveste atât de frumoasă și să liniști copiilor, înțelegi, mama nu mi-a mai scris, deci în mod evident eu m-am mai dus acolo și am mai văzut femeia aia și-a rezolvat problema și am spus lăsați copilul cu psihologul să crească, dați-i speranță, dați-i tot timpul, știi? Asta e chestiunea de curaj. M-am gândit că este un copil ca și copilul meu. Ce strică dacă stau de vorbă cu ea odată. Și la sfârșit i-am zis chestia asta, de aici am oala cu ciorbă. Dacă ar fi să faci ceva pentru o familie săracă, ce-ai face? Și ea mi-a zis, o oală cu ciorbă de perișoare. Și oala asta cu ciorbă mi-a rămas așa în cap, zic, băi, cum ar fi, mă, la o familie cu mulți copii și care n-au ce pune pe masă într-o zi, te duci să pui o ciorbă caldă. Uite, azi aveți ce mânca. Înțelegi? Atât de simplu poate să fie tot. Ok. Ne oprim aici. Da. Mulțumesc tare mult, Lavinia. Mulțumim tuturor și ne vedem și miercuri viitoare de la ora 19. Și nu uitați că puteți să dați like, share și puteți trimite link-ul celor dragi, astfel încât să poată să urmărească și înregistrarea. De curând și seara frumoasă! Seara frumoasă!